Suntem din nou în direct la emisiunea Ce vor plantele și alături de invitatul meu, doctor inginer Horia Ghebu, specialist în protecția plantelor, vă asigurăm că veți avea cele mai sănătoase culturi. Așadar, aveți la dispoziție cele două numere de telefon afișate pe ecran, unde ne puteți suna și adresa întrebări în direct și, evident, aveți și o adresă de e-mail, cevorplantele@luctv.ro, unde, evident, ne puteți trimite întrebări și poze cu problemele de care vă loviți. Alo, bună ziua, vă ascultăm! Sărâna! Am și o întrebare pentru domnul profesor. Vă ascult. Am de astăzi primăvară plantat câțiva pui de păr și acum am observat că au început să rucinească frunzele. Ce se întâmplă cu ei? Rucinesc jumatea frunzelor, are o pată galbenă ca ruciniu așa. Deci acum oricum pomii intră în perioada de declin. Nu putem de acum... De repaus vegetativ, da. Declin înseamnă nu. Bătrânețe și moarte. Nu. Deci masa vegetativă dispare și rămân numai crengile. Acum nu putem să punem un diagnostic corect. Singurul lucru este ca dumneavoastră să le dați la fiecare pom câte 2 kg de bălegar de graș, dacă aveți posibilitatea. Da, sigur. Da. Și o să urmărim problema în primăvară. Și în primăvară, dacă apar asemenea chestiuni, atunci să le semnalați și eu am să vă spun ce tratament trebuie să faceți. Dacă este vorba despre monilinia, un tratament. Dacă este vorba despre ervinia sau focul bacterian al rozacelor, alt tratament și așa mai departe. Dar eu zic că dacă ne va urmări în continuare, nu va avea probleme și nu va întâmpla aceste probleme, pentru că noi vă recomandăm tratamente preventiv, astfel încât noastră să aplicați tratamentele preventiv, să nu vă mai loviți de aceste înainte probleme. Înainte de a apărea asemenea fenomene la dumneavoastră în cultură. Da, și aș mai avea o singură întrebare. Spuneți. Dacă se poate. Am un gutui dintre la altoit foarte bun. Așa? Și chiar din timpul spre toamnă încoace mi s-au uscat câteva căști din el așa. Da, Maro. Da. Da? Dacă este vorba tot despre monilinia, este o bolă frecvent care apare frecvent în corona pomilor fructiferi, dar nu trebuie să vă alarmați dacă dumneavoastră faceți tratamentele indicate de noi pentru această bolă. O să vedeți... Poți să repezi crăcile uscate? Absolut. Deci vreau să vă spun să vă conduceți după zicala din fân, iarbă verde, niciodată. Da? Da? Da. Deci da. Le tăieți cele uscate, le îndepărtați și cu asta am rezolvat problema acum. Iar în primăvară vedem ce se întâmplă. Bun, mulțumesc mult. Cu mare plăcere. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Săruna. Sănătate, domn doctor. Multă sănătate vă doresc și eu. O întrebare așa de la săpămare sunt formolul, da? În ce concentrație pot să-l dau? Că aș vrea să procedez la dezinfectarea 2 litri, 2 litri de formol la 100 de litri de apă și se aplică 15 litri de soluție pe metru pătrat în teren săpat. Deci, pe metru pătrat, câți litri? 15 litri se aplică cu udătorul, cu stropitoarea. 15 litri de soluție. 15 litri de soluție. Da, da, da. Pe metru pătrat. Să pătrundă la cel puțin 10-15 centimetri în sol. Dar vreau să vă spun, are o restricție. Așa. Solul trebuie neapărat să aibă cel puțin 15 grade Celsius temperatura. Dacă este sub 15 grade Celsius, formolul nu mai lucrează. Deci trebuie să țineți cont neapărat de temperatura solului. Și cât timp? Că mă refer eu dacă... Aproximativ 10 zile. Și noaptea și ziua. Deci, eu v-am spus că el dacă... În cazul în care nu mai găsim 10 zile cu temperaturi de 10 grade, până în primăvară... Amânăm în primăvară și în primăvară, când temperatura solului este de 15 grade Celsius, faceți tratamentul. Și ați rezolvat o mulțime de probleme la sola respectivă. Domn doctor, și dacă folosesc sulfat de cupru, cum era mai de mult? Ce să folosiți? Sulfat de cupru.
Sulfatul de cupru nu are această calitate de a distruge ouăle de coropișniță, nematozii de sol, viermele sârmă. Nu am conopișniță, da. e nisip de someș. Bun, atunci pentru ce vreți să faceți tratamentul cu formol? Sunt niște râme, sunt niște... Râma nu este un dăunător. Râma nu. Dacă aveți nematoz de sol, atunci da, ăia trebuie văzuți dacă sunt. Dacă nu, atunci numai pentru râmă n-are niciun sens. Nici pentru melci fără cochilie. Ăștia au alt tratament care pot fi îndepărtați cu preț mult mai mic decât tratamentul cu formol. Cheltuielile astea mari. Absolut. Totuși, tratamentul cu formol este, în comparație cu celelalte tratamente pentru dezinfectarea solurilor, sunt de 10 ori mai ieftine. Am înțeles. În legătură cu băiatul pomilor, că am în jurul aleilor pom fructifer, pom mărfăr, ce putem da la băiat după tundere? N-am înțeles. Ce recomandați? Cu ce substanță? Uleiul? Deci, eu vă recomand Confidor Oil. Este un produs perfect pentru așa ceva. Și se dă 1,5 litri la 100 de litri de apă. Asta este concentrația. Vă mulțumesc din suflet. 1,5%. Vă felicit pentru emisiune și țineți-o tot așa, că sunt singurii care m-ai ajutat un pic. Încercăm. Mulțumim și noi și sperăm că vă suntem de ajutor. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Să rămână. Fiți amabile, am și o întrebare pentru domnul profesor. Vă ascult. Sunt din Oradea și vreau să știu dacă în condițiile climatice ale noastre pot să cultiv smochin și rododendron. Rododendron cu siguranță. Deci în câmp, afară. Rododendron puteți să-l plantați în zona Oradea fără nicio problemă. Da? Da. Însă cu smochinul este o problemă. Dacă dumneavoastră aveți așa un spațiu mai protejat, adică între case sau undeva să nu fie curenți mari de aer. Da. Și în al doilea rând să aveți posibilitatea iarna, dacă temperaturile sunt de minus 15 grade, să-l puteți împacheta. Aha. Împacheta cu? Este o folie, un nețesut, care este o membrană prin care pomul poate să respire. Respire, da, am înțeles. Deci nu face condens ca și nylon, ca și polietilena. Da. Și rododendron acesta care se vinde în magazine... Este perfect, nicio problemă. Perfect. Puteți să-l plantați, să prinde și nu aveți în zona Oradiei, nu aveți probleme cu el. Rezistă până la minus 15, 16, 17 grade. Am înțeles. Vă mulțumesc din suflet. Sănătate, să rămână. Vă mulțumim și noi și am rugăminte la dumneavoastră să reveniți cu un telefon peste un an, peste doi, în cazul în care reușiți să aduceți smochinele la maturitate. Eu zic că rezistă în această zonă, indiferent Oradea, oriunde ar fi, dar fructe coapte nu face. Fructe coapte, într-adevăr, nu sunt, dar ajung undeva la mărimea unui ou de porumbel, dacă și nu mai mare. Și rămân verzi. Da. Deci eu am rugămintea la dumneavoastră să ne sunați dacă reușiți să ajungeți cu smochinele la maturitate. Să mâncați o smochină, da. Ca să putem să dăm și noi mai departe această informație. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Bună ziua. Sunt din zona Oradea. Da, spune. Am o întrebare apropo de castraveți. Domnule, s-au uscat toate corzile, am spus de mai multe ori, care este situația, nu pot să-mi dau seama. Deci, la castravete pot să apară mai multe boli. Dumneavoastră ați făcut ceva tratamente la castraveți? Nu am făcut. Dacă n-ați făcut tratament, atunci la ce să vă așteptați? Castravetele are mai multe boli ca omul. Deci trebuie neapărat, are făinare. Are o grămadă de rugini. Are pătarea unghiulară. Are o grămadă de dăunători, inclusiv niște acarieni care atacă frunzele, le îngălbenesc și după aceea se răsucesc. Sunt multe probleme. Dacă dumneavoastră nu ne-ați urmărit anul acesta, înseamnă că atunci aveți probleme. Măcar pentru viitor. Pentru viitor, înainte de a semăna castraveții, să vă uitați la emisiunea asta vinerea de la ora 5:30 la 6:30 și vă spunem ce trebuie să facem. Acum este târziu.
Da, am pus mai de multe ori să s-o îngălbenit frunza și da, asta sigur. Și nu mai sigur. Fost... Sigur. De... Da. Deci dumneavoastră va trebui imediat ce dumneavoastră v-ați pregătit terenul și vreți să semănați castraveții, să-mi spuneți, să-mi dați un telefon și să-mi spuneți că sunteți pregătit. Și tratament la semințe, în primul rând tratament la semințe și după aceea tratament când apar primele frunzulițe la castraveți. Și să știți că veți recolta castraveți. Mulțumesc mult! Sănătate! Mulțumim și noi, alo, bună ziua, vă ascultăm! Alo! Alo, bună ziua! Bună ziua, bună ziua. Vă ascultăm! Suntem eu voluntar și am și o întrebare pentru domnul profesor, dacă se poate. Vă ascult! Am pus un mărăt, acum vreo 3 ani de zile, s-a făcut mărișor. Așa. Și mi-a florit anul ăsta, dar n-a ținut niciun măr, nici o floare. Da. Ce se întâmplă? S-ar putea întâmpla ca dumneavoastră i-ați făcut ceva tăieri la... Da. Dacă ați făcut... Vârfurile. Dacă... Cât 3 ani are... Să mai aveți răbdare și anul acesta cu el. S-ar putea să fi fost o problemă și tăierile, pentru și că tăierile la măr, pe... dacă tăiem în lemnul de un an, trebuie să ținem cont că mărul fructifică pe mugurii din vârful ramurii. Exact. Și dacă noi am tăiat pe toți, deci, cum spun eu, am făcut tăier ca la frizer. Da. Am făcut... Nu l-am tăiat, l-am tuns. L-am tuns ca la frizer. S-ar putea să fie eliminat toți mugurii floriferi. Deci trebuie neapărat cine să vi taie cineva cine știe. Mai aveți întrebări? Da, m-a întrebat și eu pe zonă care a lucrat în viticultură, în pomicultură și mi s-a spus, tăiați așa că e bine. Ok, am presupus doar că s-ar putea să fi pierdut producția și de la tăier. S-ar fi putut să fie și soiul care... Sau să nu fi diferențiat mugurii de rod. Da, exact. Și asta se poate întâmpla. Era una dintre variante presupusă. Mai așteptați până la primăvară să vedem ce se întâmplă. Vă mulțumesc. Sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Vă ascultăm. Sunt din Forinet. Deci și am plantat în grădină diatomie de 8 ani de zile. A crescut foarte mare, foarte mare, crește foarte bine, s-a rădăcinat bine, că am cumpărat butaș cu rădăcină. Dar nu mi-e înflorește deloc primăvara, nu știu care e cauza. Am pus și am întrebat la cine am văzut în grădină pe toată lumea. Ce se întâmplă că nu mi-inflorește după 8 ani de zile și crește, deci se dezvoltă, e foarte mare. O taină de 2 ori pe an crește mai mare decât un copac, dar nu mi-inflorește absolut deloc. Nu știu care e cauza. Iasomie de 8 ani nu înflorește. Poate să fie o problemă. Nu pot să-mi dau seama despre ce este vorba. Normal ar fi fost ca să înflorească la 3-4 ani. Da, așa știu și eu că mă ocup de mulți ani de grădină și am plante deosebite în grădină. Da. Citesc, am foarte multe cărți. Dar n-am găsit despre ea, că mi-a stat mai nimic așa mai cum. Nu pot să-mi dau seama ce fenomen se întâmplă și nu am florit absolut deloc de 8 ani. Niciodată, nici măcar un bobocel n-a făcut. Nici o floare? Nu. Nu știu, nu. Nu e de domeniul protecției plantelor. Nu pot să vă spun, pentru că fenomenele astea nu le-am studiat, dar nu știu, poate că găsiți o altă persoană care știe fenomenul. Lângă el am rodiu, copac care e încărcat. Da, se poate. Deci, condiții are. Necazul este că... Da. Că nu răspunde... Bănuiam că e ceva în sol sau în atmosferă sau nu-i priește. Nu neapărat, dacă ea vegetează de 8 ani și nu suferă, nu cred că e o problemă de sol sau de nutriție. Nu. E o problemă fiziologică a plantei. Da. Care la fel e plin de flori. Nu știu care e cauza, nu pot să-mi dau seama. Ne cerem scuze, nu vă putem ajuta, nu e o problemă legată de protecția plantelor, nu e boală, nu e dăunător atât timp cât vegetează corect și nu suferă. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Mă numesc Rotariu Mihai, vă sunt din județul Iași. Da, spuneți.
Am o livadă bătrână din Tireș și aș vrea să înlocuiesc cu una tânără. Da. Ce tratament aș sunt la sol, trebuie făcut un tratament, ceva? Eu vreau să vă spun altceva. Să încercați dumneavoastră să găsiți un specialist care să facă tăierile de regenerare. Pentru că o plantație nouă înființată este destul de scump. Destul de scump și avem mult timp de așteptat exact. Până intră pe rod. Dumneavoastră... Da, problema este o secundă. Problema este că dintr-un hectar de livadă, care sunt cam 450 de pomi, în proporții de 85% sunt uscați. Atunci, ăia da, dacă sunt uscați, dar pomul în care totalitate. Este... Așa da, ăia puteți să-i scoateți afară, nicio problemă. Haideți, dacă dânsul vrea să reînființeze o livadă de la A la Z, se poate. Nicio... Trebuie scoși acești pomi. Da, trebuie scoși, dar oricum va trebui dumneavoastră, în primul și în primul rând, să faceți acolo, după ce a scos pomii, să faceți o scarificare, să mobilizați solul la o adâncime foarte de adânc. 80 de centimetri. Sunt anume tractoare care au scarificator, face scarificarea asta, mobilizat solul și da. După aceea... Aplicarea unui îngrășământ? Nu chiar, ca să nu fie chiar așa de scump, va trebui ca dumneavoastră să vă transportați o cantitate, dacă aveți un hectar, o cantitate însemnată de aproximativ 40-50 de tone de bălegar. Da. Le faceți în platformă, după care săpați gropile, da? În gropile da. Respective să puneți niște bălăgari. N-are importanță dacă este fermentat sau dacă este proaspăt. Peste care să puneți un pic de pământ, iar plantarea să o faceți numai toamna. Numai toamna, da. Numai toamna. Și bine ar fi ca dumneavoastră să vă găsiți un furnizor de material săditor autorizat, să știți de unde luați materialul săditor, pentru că... Să aveți garanția calității. Calității da. Și că... Între ei pot să fie și polinizatori foarte puternici care să vă asigure o recoltă bună. Da, da, da. Deci asta ar fi soluția scarificatul terenului. Trebuie neapărat. Având în vedere că solul nu a fost lucrat o perioadă lungă de timp, dat absolut. Fiind că livada este veche, pământul trebuie mobilizat foarte adânc. Și odată cu asta, scarificatorul scoate și rădăcinile pomilor da. Bătrâni care au rămas acolo, uscați și putrezite. Da. Bine, vă mulțumesc mult pentru emisiune. Sănătate. Vă mulțumim și noi o zi bună și dumneavoastră. Domnul Ghibu, repede, în ultimele minute ale emisiunii, să-i răspundem lui Adrian, care are o problemă cu nucul. Ne-a trimis și o poză în care el reclamă faptul că au apărut niște pete, niște umflături pe o frunză de nuc. A, dacă e umflături, este o viespre galicolă. Nu creează probleme mari la nuc. Nu creează. Da, asta este. Viesprea galicolă. La momentul acesta nu mai face nimic? Nu, dar nici probleme mari nu se creează nucului. Problemă mare creează la nuc antragnoza, care este o pată ruginie, se instalează și pe frunze, se instalează și pe fructe. Asta este problema. Galele astea care se produc de viesprea galicolă, nicio problemă. Elena ne ridică o problemă și vreau neapărat să o discutăm. La Daffin și la Rododendron ne spune că i s-au făcut frunzele maro, au apărut păduchi țestoși și pe lămâi. El ne spunea că bănuiește că ar fi o lipsă de fier și că a pus într-o sticlă niște cuie și udă cu apa rezultată de pe îmbăierea cuielor. Mie îmi pare bine că eu rețetarul ăsta nu l-am cunoscut, dar o să țin cont de el și vreau dar să... Dar ea ne mai și completează, dar tot n-am reușit nimic. Da, vreau să spun în felul următor, că dacă fenomenul ăsta ar merge la plante, atunci și oamenii, că sunt foarte mulți care au carență, puțin carență în fier și anemie, și atunci da. Să ne apucăm să sugem cuie. Nu, este o chestiune nu, de domeniul al lui Ioan Creangă. Nu, n-ați făcut nimic. Numai le-a spus să ruginească, că în rest nu se și întâmplă absolut cum nimic. Rezolvăm problema Elenei cu păduc țestos dacă și este vorba, marola? Dacă este vorba de insuficiența fier, atunci sunt îngrășăminte cu microelemente bogate în fier. Poate să se ducă la o fitofarmacie și să vadă pe cutie, scrie acolo toate microelementele care sunt. Bor, zinc, fier, magneziu, mangan și așa mai departe.
Sub nicio formă nu zeamă de cuie. Nu, nu. Sau am mai auzit cu lipsa de fier sau dacă împlântăm un cui ruginit în tulpină tomatelor, nu mai sunt nu, atacate nu fier. De... cupru. O sârmă de așa, cupru. Așa, o sârmă da. De cupru. Haideți să rezolvăm și problema lui Dragoș, care ne reclamă faptul că pe pomii fructiferi au apărut niște fluturi foarte mici. Avem și poze trimise de Dragoș și ne spune că ei secretau pe crenguțe o substanță albă ca da, o vată. Dar astea sunt cicadele. Nu specifice pomilor fructiferi, dar se pot face tratamente, spre exemplu, cu Calypso, cu Envidor, cu Caratezion, sunt o mulțime de insecticide. Insectele sunt foarte sensibile la așa ceva și se pot distruge foarte, foarte repede. Tot Dragoș ne întreabă legat de Dolomit, acel produs la care îi se face reclamă pe unele posturi, dacă într-adevăr este bun acest produs natural pentru legume, pom și viță de vie. Noi spunem să încerce și dacă are rezultate să ne spună și nouă. Noi repetăm, repetăm informația, Dolomita, din câte știm, este un corector al acidității solului, el fiind bogat în refacere carbonat de calciu. Reface structura solului, este un carbonat de calciu foarte bogat, atât, în rest, nu știu să aibă alte calități. Anton ne-a trimis o poză cu vița de vie și ne întreabă ce probleme are la vița de vie și cum le poate remedia. Cu siguranță anul acesta nu mai putem face nimic. Dar măcar să-i spunem ce probleme are. Da, la vița de vie acolo este o carență în microelemente, magneziu și fosfor. Nu este altceva, pentru că nu sunt agenți patogeni să se manifeste în așa fel. Deci la anul da. Puțin e o carență, e o carență în microelemente. E o carență în microelemente, așa cum apare și, spre exemplu, frunzele acelea galbene la început și la urmă se brunifică. Mădălin s-a confruntat anul ăsta cu o problemă. El ne spune că la ardei capia în solar a apărut pe fructe niște pete datorită tripșilor. Haideți să vedem dacă a identificat bine problema. Dacă i-a spus cineva că sunt tripși acolo, e perfect. Atunci, pentru trips, eu îi recomand Tionex. Este un produs care a fost de mult testat de mine și merge perfect pentru așa ceva. Sau, dacă nu, Envidor. Și pe viitor să ne urmărească în fiecare vineri la 5:30 aici pe Look TV, invitații care vă lansez și dumneavoastră, celor care ne urmăriți săptămână de săptămână. Până săptămâna viitoare, așadar, vă doresc să vă meargă din plin.